Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a făcut bilanțul pe luna iulie și se pare că, deși s-au aplicat amenzi usturătoare în perioadele precedente, încă se mai găsesc nereguli. În total, valoarea amenzilor pe o lună se ridică la aproape 500.000 de lei și asta numai la nivelul județului nostru. În domeniul relațiilor de muncă s-au efectuat peste 180 de controle, iar inspectorii ITM au sancționat în total 120 de angajatori. Totodată, în această perioadă s-a întocmit o sesizare către parchetul Târgu Mureș de constatare a infracțiunii pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă. Pentru deficiențele constatate la angajatorii controlați, echipele ITM au aplicat numai puțin de 140 de sancțiuni contravenționale, cu 25 mai multe față de luna iunie. Nici unitățile alimentare n-au scăpat de amenzi și asta pentru că au fost găsite câteva restaurante care funcționau fără forme legale. Campionii la nereguli în această lună au fost cei care activează în domeniul prelucrării lemnului, dar poate cele mai grave cazuri din atenția ITM-ului sunt cele 21 de accidente de muncă înregistrate în luna iulie, în care o persoană și-a pierdut viața.